Oana Zăvoranu și Pepe se despart. Zvonurile apărute în presă au fost confirmate aseară de Oana în timpul emisiunii Un Show Păcătos. Acesta este mesajul pe care l-a trimis Pepe duminică seară celor care se întrebau dacă divorțează sau nu. Ieri, artistul a fost mai direct. A confirmat că s-a despărțit de Oana și a vorbit și despre motivele care l-au determinat să facă asta. Îi spun de 7 ani că vreau un copil și ea de 7 ani mă pune să mă uit în sus. Când vroiam să ne iubim, îmi vorbea de procesele cu Mărioara. Dacă mă mai iubește, să mă lase să-mi trăiesc viața în continuare. Sper să fie inteligentă și să facă în așa fel încât să putem rămâne prieteni. I-aș fi oferit orice. Dacă el își dorește divorțul, îl va avea... Poate să considere că este deja un bărbat liber. Îl și are din partea mea. Pot să vă spun atât, că l-am iubit foarte mult, ne-am luat din dragoste, a fost alături de mine în momentele cele mai grele, este un bărbat adevărat, am trăit momente foarte, foarte frumoase împreună. Eu nu am ce să-i reproșez. Căsnicia celor doi a început să scârție din toamna anului trecut, când Oana a fost surprinsă alături de Tudor Ionescu, angajat al Parlamentului European, cu 11 ani mai tânăr decât artista. Vreau să știm dacă Pepe știe că ai stat până la 3 nu, lângă nu nimic în ce fac eu, o să afle de la voi acum. Da? Hai mașină. Și vă fac cunoștință cu această ocazie cu domnul deputat în devenire. Și cu Cătălin Orezeanu, pe care îl iubesc, este prietenul meu bun, fostul producător al emisiunilor de pe OTV, am fost pozată la o emisiune de la Canal B, la ora 3 dimineața, tot pe Decebal, la o altă cafenea. Da, care e problema? Sunt nocturnă, pasăre de noapte. O problemă pentru cineva? Asta înseamnă că am o relație și cu Cătălin? Cert este că nu mai există nicio cale de împăcare între cei doi.